Pe măsură ce înaintăm în Evanghelia lui Ioan, putem spune că furtuna se apropie. Din capitolul 6 am aflat că Iisus a prezentat pe sine ca pâinea vieții, pâinea vie care s-a coborât din cer. Apoi îl vedem pregătindu-și ucenicii pentru ultima sărbătoare a Paștilor împreună, în care el va parafa și noul legământ, instituind cina Domnului. Foarte curând, îi anunță el, urmează să-mi dau viața ca jertfă pentru păcatele omenirii, ceea ce constituie temelia a ceea ce noi celebrăm astăzi prin masa sau cina Domnului. În sinagoga din Capernaum fiind, Iisus le-a dat învățătura că ei urmau să mănânce trupul și să bea sângele Fiului Omului, referindu-se desigur la participarea la simbolul noului legământ, masa Domnului, dar în principal la necesitatea jertfei Lui care va nutri și întreține viața duhovnicească a credincioșilor și le va asigura hrana spirituală. Ei bine, cei de față au înțeles diferit și avem de-a face aici cu cel puțin 4 tipuri de reacții la cele afirmate de Iisus. Unii nu l-au mai urmat, spunând, vorbirea asta este prea de tot. Alții din cei ce îl urmau totuși au rămas în necredință. Domnul îi invita, dar ei păstrau distanța. În mulțime erau și lideri religioși ostili care urmăreau doar să-l prindă cu vorba pe Iisus. Și apoi chiar și cei 12 ucenici erau confuzi după ceea ce auziseră. De aceea Domnul îi întreabă, voi nu plecați? Admirabil este răspunsul spontan și convins al lui Simon Petru. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Citiți aceste cuvinte în versetele 68 și 69 din Ioan 6. Remarcabilă revelație și mărturisire de credință și loialitate. Iar astăzi, după 2000 de ani de istorie creștină, după munți de cărți și de experiențe, de declarații și de dovezi în acest sens, o mulțime de oameni continuă să se întrebe dacă Iisus chiar a fost Fiul lui Dumnezeu venit să aducă mântuirea. Întrebarea corectă este, unde altundeva credeți că veți afla viața? Cine altcineva credeți că vă va da? Domnul Iisus este singurul care poate da viață și încă viață veșnică. Furtuna era pe cale să izbucnească în ce privește lucrarea și soarta lui Iisus și îl va împinge tot mai aproape de Golgota, de cruce. Mai erau 6 luni până atunci. Dar asta se poate spune când privești lucrurile omenește, din perspectiva istoriei. Din perspectiva divinității însă totul se desfășura după un plan pus la punct cu multă vreme înainte. Omul Iisus era atent cu timpul și misiunea sa, care fusese răpuse de acord dinpreună cu Tatăl Ceresc. În tot ce a făcut, Dumnezeu Fiul a onorat și respectat planul Tatălui, orarului, voia lui Dumnezeu, Tatăl Său. În acest ultim an al misiunii sale pământești, Iisus a acționat cu precădere în Galileea pentru că liderii religioși din Iudeea începuseră deja să-L vâneze. Apoi, Iisus, deși anunțase ca să-i pună la încercare inclusiv pe frații săi că nu se va duce și chiar împotriva ce se așteptau oamenii, va veni totuși la Ierusalim la sărbătoarea corturilor și toți se vor minuna de învățăturile sale, murmurând, ce profund, câtă autoritate! Aflăm data viitoare alte câteva detalii și consecințe ale acestui eveniment.